Momentan deținem un efectiv de 60 de capete de bovine, dintre care 30 de capete vaci matcă, restul sunt junin și vițele. Creștem această rasă exclusiv în varietatea roșie, de aceea consider că avem ceva special. Cum îmi place mie să-i spun, un produs de nișă, un produs cu calități genetice superioare, exclusiv pe varietatea roșie. Am ales această varietate pentru că a fost o pură pasiune la început. Eu sunt un tânăr zootehnist pasionat de bovine, iar pe partea de piață am vrut să venim cu ceva special, niște animale performante din punct de vedere genetic, niște animale valoroase, exclusiv pe varietatea roșie. Diferența între varietatea roșie și varietatea neagră, pe lângă culoarea robei, este făcută de liniile genetice din care provine. Noi aici în fermă lucrăm cu o linie de Canada, o linie foarte performantă, care este un animal diferit față de Angusul care se crește în Europa, vorbim despre linia Red Lazy, o linie care ne oferă niște animale cu o îmbrăcare musculatură mai rapidă față de celelalte linii din Europa sau ce avem noi în România în momentul de față. Avem tauri care sunt din aceste linii și și-au dovedit calitățile în descendență. Până în momentul de față putem să spunem că lucrăm mai mult cu monta natural în harem, cu taur autorizat, dar de anul acesta am început serios să folosim sămânța artificială aplicată pe un protocol de sincronizare, iar începând cu anul următor ne interesează foarte mult să folosim și transferul de embrion la noi în fermă pentru a îmbunătăți calitatea genetică a efectivului nostru. În următorii ani noi dorim să ajungem prin animalele pe care le creștem la un efectiv matcă de 150 de capete. Acesta ar fi potențialul nostru maxim de creștere și, bineînțeles, pe viitor în elita crescătorilor de Angus din România. Ne adresăm fermelor mici, ne adresăm fermelor care doresc o variabilitate genetică în fermă, fermelor care doresc niște animale care au ascendență 100% pe culoarea roșie, fermelor care doresc performanță până la urmă. La noi în fermă, sporul mediu zilnic pe fermă este de 1 kg, ajungând până la 1 kg 400 la unele animale. Animalele sunt ținute în mare parte pe pășune, respectăm un sezon de pășunat fix în funcție de fiecare an în parte și de condițiile meteo. Sezonul de pășunat normal la noi în cadrul fermei de când creștem animalele ar fi cam din luna mai până luna octombrie, asta în funcție de condițiile meteo pe care le întâmpinăm în fiecare an. Momentan administrăm 180 hectare de teren, în mare parte pășune, dar și avem și partea de arabil pentru a ne putea produce furajul în fermă. Animalele pe perioada de iarnă sunt crescute în stabulație liberă. Ce ne face pe noi special este faptul că creștem rasa Aberdeen Angus exclusiv în varietate roșie. Ne putem mândri cu acest lucru având în vedere pedigreele animalelor pe care le deținem în fermă. Ascendența fiecărui animal este pe culoare roșie, din diferite linii genetice din Canada și Germania. Dorim să venim cu un material biologic de nișă pe piața bovinilor Aberdeen Angus din România, având în vedere că la noi în țară sunt puține ferme care cresc rasa Red Angus, dacă se poate să zic și așa.